statul liceu mult mai puțin prestigios decât marea majoritate a liceelor din Alba Iulia. Deci, cumva, fără perspective, aș putea spune, și nu am făcut decât primele 6 luni de facultate. Asta nu e că am mai spus chestia asta la o altă conferință, s-a interpretat greșit, că să nu faceți facultatea, nu am văzut că asta e vorba. E vorba despre ce oferă educația formală și ce ar trebui să faceți voi, din punctul meu de vedere, pe lângă educația formală. Pentru că educația formală, am văzut chiar ieri, nu știu care dintre voi ați fost, spunea și Ciprian Cucu, nu e suficientă. Ce scuze. Nu e suficientă. În România chiar avem o problemă, de exemplu, la nivelul analfabetismului funcțional. Nu știu câți dintre voi ați auzit treaba asta. Și e cineva ce înseamnă asta? Ok, deci 200 de ani înainte a erei noastre, era un tip, era stătene, doar că ați auzit de el, care avea un pic de cunoștință despre trigonometrie, teoria lui Pitagora, câteva noțiuni de bază și a folosit gândirea critică pentru a măsura diametrul Pământului. Într-o vreme în care nu existau telescoape, nu exista stația internațională, să vedem Pământul de afară, să ne dăm seama care e diametrul Pământului. A făcut chestia asta gândind rațional. Și era bagajul de cunoștință destul de elementar pentru zilele noastre, cam ce a folosit el, învățăm deja din generală. Și a pus cap la cap pentru a calcula raza Pământului. Cum a făcut chestia asta? Cu două bețe. A observat că la prânz, când e soarele deasupra capului, nu avem o umbră. Umbra e de fapt sub noi, da? Și am mai observat încă o chestie, cum că în diverse locuri ale Pământului, umbra are altă lungime și un pic la alt unghi. Și de acolo și-a dat seama că nu se poate ca Pământul să fie plat. Deși asta mai nu e o dezbatere, am văzut teoria ale conspirației pe tema asta. Și a calculat efectiv la aceeași oră, două verse plasate în diverse locuri ale globului, care e lungimea umbrei, folosind teoria lui Pitagora, și de acolo a extrapolat și ele sunt probleme. E simțea să putem să facem asta, inclusiv la un loc de muncă. Doar memorarea informațiilor nu e îndeajuns. Și pot să vă dau un exemplu, din punctul de vedere al unui angajator, să spunem, pentru că am fost în poziția de a intervieva oameni pentru posturi de inginer. Vă veți lovi de multe probleme care sunt noi. Și pentru voi și pentru restul lumii. Nu va exista posibilitatea de a căuta sau a memora o informație pe care să reproduceți. Mai ales într-o era în care toate informațiile sunt la un clip distanță, da? Dacă știm ce să căutăm. Și ca să nu leg un pic și de tema evenimentului, cărți de lectură, cred că este unul dintre cele mai mari avantaje ale cititului. Faptul că, citind, va trebui să empatizați cu personajele cărților pe care le citiți, veți vedea noi moduri de gândire, veți începe să gândiți poate lateral anumite probleme. Nu aș avea o carte specifică pe care să vă recomand, care face chestia asta foarte bine. Ideea este să citiți cât mai mult, să citiți ce vă place. Nu cred în lecturi obligatorii neapărat, nu cred că trebuie să citiți neapărat mari clasici ca să vă dezvoltați gândirea. Personal sunt pasionat de novele SF. Nu s-a făcut în școală când am fost eu elev. Cam asta e. Nu știu cât timp am. Lasă că dacă nu vin eu la tine să povestim ceva, vreau să-l aplaudăm pe Claudiu și să-i mulțumim pentru că trebuia să fie Ioana Sasu speaker astăzi. Ioana Sasu trebuia să fie speaker, iar
ai venit să o înlocuiești așa pe ultim... Ai aflat astăzi și tu? Am aflat ieri seara. Ieri seara. Așa că îți mulțumim foarte mult. N-am mai zis nimic de Ioana, să nu zic Ioana și să apar tu, că apoi era ciudat, știi? Dar sunt... Adică aș vrea poate să discutăm, poate aveți voi întrebări mult mai... Ia să vedem. Pentru că cu siguranță sunteți pasionați de partea asta în care Claudiu lucrează și a lucrat. Dacă nu voi, atunci cine? Adică... Uite acum. Asta. Pe mine personal m-a interesat cum ai putut, că ai spus că ai absolvit un liceu fără pretenții sau fără pretenții. Da, chiar. Se aude și asta, bucata se lipsea, da. Cum ai reușit să ajungi aici unde ești astăzi? Exact, bucata se lipsea și am acum mai trebuia să spun ceva. Pasiunea pentru calculatoare am descoperit-o pe când aveam vreo 14 ani. Dar nu a fost o chestie la sigur. Nu am zis, calculatoare, asta e marxismul pe calculatoare și am rezolvat problema. Am văzut mulți tineri care încearcă să-și găsească o pasiune și au impresia că e un silver bullet. Mi-am găsit pasiunea, mă acces pe chestia asta și dacă n-am găsit ceva care să-mi placă 100%, nu fac nimic. Da? Se află cineva în situația asta, sunt printre voi poate... Cine nu și-a găsit pasiunea până acum? Doar așa ca statistic, că nu vă pun întrebări. Interesant, știi că eu mai devreme am întrebat dacă știu ce facultate vor să aleagă și ce vor să facă și nimeni nu știa, dar și nimeni nu și-a găsit nici pasiunea. Deci poate, cu ajutorul nostru astăzi, cumva, poate își dau seama că vor să lucreze și ei într-o agenție de publicitate, așa cum ai făcut și tu. Și apropo, nu am spus și vreau neapărat să spun asta, Claudiu a lucrat pentru agenții de publicitate pentru firme, branduri foarte importante, pentru Nokia, pentru Subaru, pentru Coca-Cola. Felicitări! Mulțumesc! Cum ai reușit să ajungi acolo? Haideți să continui. Ne prefacem. Era o întrebare retorică. Știu cum îți trebuie, nu v-ați găsit o pasiune până acum. Dacă v-ați găsit cu toți, e excelent. Cred că nici mai are sens conferința asta când să plecăm toți acasă. Dar am încercat mai multe lucruri. Am făcut mult voluntariat când eram în liceu. Voluntariat în diverse arii, pe cultură, cinematografie, street art. Am organizat concursuri de basket, de skateboard. Am făcut zile de joacă cu copii din centre de plasamente. Cred că mi-am petrecut mai mult timp în liceu făcând voluntariat decât mergând la școală. Pentru că eram de multe ori plecat, pe la tabere, pe la alte evenimente, făcut împreună cu ONG-urile. Și așa am putut, am avut un cadru în care să încerc diverse lucruri. Am văzut, ok, ce înseamnă să scriu un proiect european, ce înseamnă să organizezi un eveniment, ce înseamnă să relaționezi cu alți oameni, ce înseamnă să te duci într-o instituție să reprezinți o idee și ei să te respingă sau nu. Te expui la foarte multe lucruri înainte de a face decizia la ce facultate mă duc, ce vreau să fac 8 ore pe zi de acum înainte. E o decizie foarte importantă, nu știu dacă vă dați seama, dar veți petrece mai mult timp la lucru decât petreceți acasă cu familia, cu copiii, în viitor. Deci e vital să vă placă ceea ce faceți, pentru că dacă nu, până la 65 de ani sau cât e vârsta de pensionare, vă suferi destul de mult, vă garantez. Am vrut o perioadă, tot în liceu, visul meu s-a transformat din IT. Multă lume are impresia asta despre IT, că toți suntem niște inadaptat social, stăm într-un man cave, cu calculatorul, pe cu stins, nu socializăm, scriem cod și asta e tot ceea ce facem. E adevărat. În liceu am vrut să-mi fac regizor. Asta era planul meu. Am zis clar, un atât ce scrie pe mine. Am fost la festivale de film, am participat la workshop-uri în Bulgaria, în Serbia, în Cipru. Și cumva, norocul meu, între ghilimele, e că nu mi-am permis să ne iau, deci eu era prea scump. Și am zis, ok, rămân la calculatoare, e mai ieftin. Dar inclusiv, ok, calculatoare, dar ce vrei să faci? Vrei să scoți jocuri, vrei să dezvolți aplicații de mobil, vrei să programezi, mai nou poți să programezi toastere, dacă vrei, da? Care e calea? Și așa am ajuns la agenție de publicitate. Era combinație destul de interesantă între domeniul creativ și domeniul tehnic. Lucram împreună cu echipa de creativ.